presa Universității Craiova, conferință de presă în care vă vom prezenta ultimii doi jucători care au ajuns la Universitatea Craiova. Alături de mine se află domnul manager general al Universității Craiova, domnul Marcel Popescu, împreună cu Cezar Coli și Mateo Fedele și, bineînțeles, doamna Florentina, care ne va ajuta cu traducerea pentru cei doi jucători. O să-i dau cuvântul domnului președinte pentru a vă spune câteva cuvinte, pentru a-i prezenta, apoi o să-i rog și pe ei să vă adreseze câteva gânduri și așteptăm întrebările dumneavoastră. Domnule președinte. Bună ziua! Ne întâlnim săptămânal și de două ori. Asta este viața. Probabil că multă lume spune că transferurile trebuiau făcute la început, dar v-am spus, n-aș vrea să repet, n-aș vrea să vorbim prea mult. Am încercat să aducem ceea ce a fost ținta noastră numărul 1. În sfârșit, am reușit să rezolvăm problema și celor doi aflați lângă mine, pe care succint am să vi-i prezint. În dreapta mea este Mateo Fedele, un jucător provenit din pașaport, dublă cetățenie elvețiană și născut în Elveția și italiană. A fost coleg cu Don Cor la Cesena, un numărul 6, un jucător, un mijlocaș defensiv, dar și organizator de joc în același timp, un jucător care și prin talie, și prin experiență și în primul rând prin valoare sper să dea consistență linii de mijloc și o forță la mijlocul terenului mult mai mare decât am avut până acum. Problemele de sănătate pe care le-am avut, sper că prin venirea lui să fie surmontate. Lângă colegul meu Mihai Dișa se află Cezar Coli, Mezzacoli, jucător născut în Paraguay, dar cu cetățenie italiană, care a activat în ultimii 5 ani în Azerbaijan, fiind cotat ca cel mai valoros jucător din Azerbaijan. Referitor la el, pentru că în situația lui Mateo Fedele a fost determinant și punctul de vedere al lui Davis Mangia, cunoscând fotbalul italian mult mai bine decât noi. În cazul lui Mezzacoli, investigațiile și informațiile pe care le-am cerut au fost și de la români cu care s-a cunoscut în timpul, mă rog, carierei fotbalistice, ultimul fiind Scarlatache, care ca și coleg de echipă regretă plecarea lui, dar în același timp ne spune că aducem un jucător de o mare calitate ofensivă, dar și referințele pe care în timp ni le-a dat, acum pot să vă spun, Adrian Mutu, pentru că Adi Mutu a fost colegul Cezar Coli în Italia. Așa că aceste toate informații conjugate ne-au determinat să decidem transferul celor doi. Nu spun că a fost greu, nu spun că a fost simplu, spun un singur lucru, suntem în sfârșit liniștiți, încă doi jucători sunt cu acte în regulă jucătorii Universității Craiova. Urmează ca în situația lui Mateo să vină cartea verde de la ultimul club la care a activat, al cărui, care deține drepturile federative, mă refer la Foggia. Foggia a promis că în cursul zilei de azi, într-o oră, două, sosește certificatul internațional de transfer. La Mezzacoli problema este, nu este așa de mare presiunea timpului, întrucât el, cum bine știți, a jucat pentru echipa din Azerbaijan în preliminarii de Europa League și nu poate activa la două echipe. Dar lucrul ăsta nu ne împiedică să forțăm și toate actele, să închidem toate actele la timp. El merge cu noi în Germania, după care se reîntoarce și urmează primul meci din campionat. Sper ca mister să conteze, mai ales că el vine dintr-un campionat în plină desfășurare, deci problema pregătirii fizice în situația lui nu se pune. Asta a fost prezentarea succintă, dar individualizându-i pe amândoi și în același timp profilul lor de jucători este în profilul și în modul tactic al Universității Craiova. Vă las pe dumneavoastră, după ce ei își vor spune câteva gânduri, să îi supune stilului întrebărilor, ca de obicei. Îi dau cuvântul întâi lui Mateo, cu alte parole, la gente di qua,
una presentazione succinta fatta da parte tua. Sì, sì, no, io sono molto contento di essere qua, di fare parte di questo gruppo adesso, di poter aiutare la squadra e la società a avere obiettivi, grandi obiettivi. Sunt foarte fericit că mă aflu aici și că fac parte din acest grup și sper să pot ajuta grupul să-și atingă obiectivele pe care le are. Sì. No, sta posto. Ciao a tutti, sono contento di essere qua. Sono contento di essere qua e spero di apportare tutto il meglio alla squadra. Sunt foarte fericit că mă aflu aici și sper să dau tot ce am mai bun pentru echipă. Ho conosciuto tutti i giocatori, i-am cunoscut pe toți și jucătorii și pe antrenori. Avem un bun raport e quindi spero di adattarmi il più veloce possibile per aiutare la squadra. Avem o relație bună și sper să mă pot adapta cât mai repede ca să pot să joc pentru echipa. Întrebări dacă aveți. Uite. Pentru Meza, s-a negociat de mai bine de o lună, de ce a durat atât de mult și dacă crede că este o presiune acum pe umerii lui, ținând cont de acest lucru, așteptările fanilor sunt foarte mari. Nu, sunt content, primul de tot, sunt content de essere qua. Presiune nu nessuna, quindi mi devo solo allenare al meglio e fare quello che so fare. Repet, sunt foarte fericit că mă aflu aici, nu simt nicio presiune și trebuie doar să mă antrenez ca să fac ceea ce trebuie făcut. Domnul președinte spunea că a luat referințe de la români împotriva sau cu cei care a fost coleg. El a întrebat acei jucători despre situația din România, despre... Sì, conosco bene Adrian Scarlatacchia che giocava con me là, mi ha parlato bene di questo club, mi ha parlato di una piazza molto bella. Riconosco bene per Adrian Scarlatacchia con cui ho giocato e mi ha parlato molto, molto bene di questo club, di questa equipa. Anche Adrian Mutu mi ha detto che è una squadra molto, una piazza molto bella, quindi sono contento di essere qua. Chiar și Adrian Mutu mi ha spus che este o echipă foarte bună și sunt foarte fericit că mă aflu aici. Când am zis presiune, mă refer și la faptul că trebuie să îi înlocuiești pe doi dintre cei mai buni jucători, golieterii echipei din sezonul trecut, Băluță și Gustavo. Iar Scarlatache și Mutu chiar au spus că ești peste Gustavo. Se referi și la faptul că tu devii sostituire tu, e golieter de la stagiune scursă. Scarlatache și Mutu, adică că tu sei sub Gustavo, sopra. Sono contento per quello che hanno detto di me. Ogni giocatore ha la sua qualità, io conosco le mie, quindi... Sunt bucuros că au spus asta despre mine, fiecare jucător are calitățile lui, eu mi le cunosc pe ale mele, așa că... Aspetto di essere al meglio, di essere al 100% il prima posibile e fare quello che so fare. Sper să fiu disponibil cât mai repede 100% și să fac ceea ce trebuie făcut. Fido de mie qualità, mi fido. Mă încred în calitățile mele. Totuși, ce s-a întâmplat cu cariera ta? Deși, iată, toată lumea te laudă, ai ajuns la 27 de ani, însă ai fost doar la echipe ce nu spun prea mult în fotbalul european. Ce s-a întâmplat cu cariera? Pentru că ai 27 ani, se-i statul, se-i pretextul în ultima perioadă. Echipe că nu am reconotat. Și dacă, scuze, dacă crede că de aici de la Creva poate să-și relanseze cariera? Se crede că mi-ai relansat la Dijonul, la Bădina, la Sardin, la Futur. Voleva una buona, una nuova sfida per me. O nouă provocare pentru mine. Sono stato 4 ani a Azerbaijan. Am fost 4 ani în Azerbaijan. Ero contentissimo lì, ma ho parlato col mister anche, quindi una bella sfida per me e spero di far meglio. Eram mulțumit și acolo, dar acum, după ce am discutat cu domnul antrenor, este o mare provocare pentru mine și sper să-i fac față. Regreți că nu poți juca la Leipzig? Ai jucat deja. Nu poți juca la Leipzig. Sì, volevo giocare, ma sono le regole. Sono le regole, quindi devo aspettare. Voiam să joc, dar sunt reguli și trebuie să le respectăm. Quando sono a posto, il mister vuole
vuole che vada al campo a giocare. Nel momento in cui voi potete, o să intru și să joc pe teren. În continuare, întrebările lui Toni. Crede că Universitatea Craiova poate de trece de Leipzig? Perché no? Ovviamente sarà difficile, ma è possibile, sì. Con sicurezza va a fi forte difficile, dar è possibile. Ho visto le qualità dei miei compagni, quindi mi fido di loro. Am văzut calitățile colegilor mei, așa că am încredere în ei. Scuzați, mai aveam o întrebare. Îți dorești să revii la Bacu? La vara? Voi reveni la Bacu l'estate prossima. Per vacanze? No. Nu, să joci finala cu Craiova. Finala cu Euroliga. Finala cu Craiova. În finale cu Craiova. Sì. Da, sigur, sigur. Finala este la Bacu. Finala cupei Europa League. Finala Europa League si terrà a Bacu. Nu capito. Finala Europa League si terrà a Bacu. Ah, sì? Da. Allora, andiamo lì. Atunci să mergem acolo. Până să vii la Craiova, ce echipelor românești cunoșteai și ce jucători de valoare cunoșteai din fotbalul românesc? Prima de venire a Craiova, che squadra una ne saperi e che giocatori valorosi ne saperi romeni? Veramente conoscevo 3-4 squadre come Craiova, Cluj, poi Bucarest, non so come... Fece, quelli. Ma dei giocatori conoscevo solo Adrian Mutu personalmente e Adrian Scarlatache. Înainte de a veni la Craiova știam câteva echipe, printre care Craiova, Cluj, FCSB, dar ca jucători știam personal doar pe Adrian Mutu și Adrian Scarlatache. Ai gustat din bucătăria românească? Băieții ți-au arătat ce e braz, ce e zaibărul? Se ha assaggiato qualche prodotto romeno e se i compagni ti hanno fatto sapere cos'è il vino tipico pranzo significa un tipo di... Ancora non ho avuto il tempo, ma sicuramente dopo Germany abbiamo tempo di... Anche non abbiamo avuto tempo, dare... C'ho 3 anni di contratto, quindi... Sigur, după meciul din Germania o să am cu siguranță timp, am 3 ani de contract, așa că nu fac probleme. Vreun cuvânt românești ai aflat? Ai învățat? Una parola română, că aici... Nu, încă. Nu, încă nu. Victorie. Ma e simile all'italiano e allo spagnolo, quindi capisco... Seamănă cu italiana și cu spaniola, înțeleg, dar... Sì. Mateo, cât de mult a contat faptul că aici, la Craiova, este un antrenor italian și mai sunt și alți diriguitori ai clubului care provin din peninsulă? No. Conta tanto, perché comunque è stata una scelta fatta che lui mi ha chiamato e mi ha convinto di firmare qua e di giocare per questa squadra. A contat foarte mult pentru că el m-a sunat și m-a convins ca să vin aici și să joc pentru echipa. Este un dezavantaj pentru voi? Vă întreb gândindu-mă la faptul că veniți într-un moment în care suporterii echipei sunt dezamăgiți de acest start de campionat, pentru că așteptările erau mai mari și prin prisma poziției ocupate în clasament în precedenta ediție. No, ma i fan, io capisco che i fan sono delusi perché comunque siamo con tre partite con risultati non tanto positivi, però è solo la terza partita, c'è ancora un campionato da giocare e sta squadra, secondo me, con quello che ho visto già, c'ha le qualità per fare molto bene. Nu. Înțeleg că fanii sunt oarecum dezamăgiți după aceste 3 meciuri în care rezultatele nu au fost satisfăcătoare. Însă avem în față un campionat și am văzut calitățile colegilor mei, așa că sunt convins că echipa își va veni și va practica un joc mai bun. Și tu ai fost coleg cu un român de-a lungul timpului, mă refer la Herea. Ai... Herea. La Sion. Ai încercat să iei referință de la el? Hai preso qualche referenza? Sì, certo, l'ho chiamato, gli ho chiesto un po' del campionato rumeno e un po' della vita qua, anche lui mi ha convinto molto a firmare qua.
Da, sigur, l-am sunat și am vorbit cu el, am luat referință despre echipă, despre viața aici și în urma convorbirii cu el m-am convins că este un lucru bun de făcut să vin aici. Spre deosebire de Meza, tu poți evolua în Europa League. Crezi că ai șanse să fii pe teren la Leipzig? Sì, no, c'ho la fortuna di andare col gruppo e di essere presente, però non so se il mister mi farà giocare o no, però tutta la squadra è pronta per poter gestire questa sfida al meglio. Sunt norocos că pot să merg cu echipa, însă nu știu dacă mister va considera că este cazul să intru sau nu, dar voi fi alături de echipă și este un lucru important. La cât la sută din capacitatea de efort ești în acest moment? Adică ai putea evolua mai mult de o repriză? E percentuale, ai o capacitate din fale, ai ținut în continuare più una repriză? Adesso, in questo momento qua. Io ho fatto una preparazione con il Foggia, però non ho partite nelle gambe, quindi sicuramente sono un po' indietro rispetto agli altri giocatori della squadra. Am făcut ceva antrenamente cu Foggia, însă nu am mai prea jucat, așa că trebuie să mă antrenez mai bine și... Ai fost la meciul cu Botoșani, ai văzut ce primire a avut fostul tău coleg Doncor? Crezi că pe tine te vor primi la fel suporterii atunci când vei juca pe Ion Oblemenco? Secondo me sì, perché se sei un giocatore che dà sempre tutto in campo, che dà il massimo di se stesso, il pubblico lo accoglierà sempre con positività. Din punctul meu de vedere, da, cu siguranță, pentru că atunci când publicul vede că un jucător dă totul pe teren, maxim, îl primește foarte bine și sunt sigur. Poți debuta la Leipzig, un club cu un buget de 300 de milioane de euro, cât toată Liga 1. Crezi că Craiova poate face o minune să depășească această echipă, să se califice în mai departe? Păi, pare tu, Sì, perché come ha detto Meza prima, la squadra l'abbiamo vista e di quello che abbiamo visto noi ci sono le qualità per fare bene. Basta vedere il campionato che hanno fatto l'anno scorso e giocare con questa voglia e determinazione. Da, de ce nu? Așa cum a spus și Meza mai devreme, am văzut amândoi calitățile echipei și credem că are o șansă. Este suficient să vezi cum au jucat anul trecut ca să-ți dai seama că echipa... Poi è chiaro che c'è bisogno di essere cattivi e aggressivi per poter mettere in difficoltà gli Leipzig. Și ar adăuga că este nevoie să fie mai agresiv și puțin mai răi pentru a practica un joc mai bun. Tu despre fotbalul românesc ce cunoști? Ce jucători în afară de Herea, ce echipe știi? De ce cunoști despre fotbalul românesc la nivel de club sau de echipă națională? No, so che comunque ci sono club importanti qua in Romania, c'è Steaua Bucarest, Rapid Bucarest, adesso Craiova, è comunque un campionato molto seguito, molto importante. Știu că există echipe foarte bine, foarte bune, cum ar fi Steaua București, Rapid București, acum și Craiova, este un campionat important. Ești de o săptămână în Craiova, ai apucat să mănânci din bucătăria foltenească, ai cunoscut Uprazul, Zaibăru? No, ancora no, perché sono stato in hotel adesso per una settimana e ho pensato molto al calcio e a poter tornare in forma, quindi non ho ancora potuto vedere ancora bene, però l'ho visto un po' il centro, com'è, è carino, mi piace. Nu am apucat, deoarece am fost în hotel, m-am gândit mult la fotbal, trebuie să-mi revin în formă, însă am văzut puțin din centru și îmi place, este foarte frumos. N-am mai câștigat Craiova de foarte mult timp un titlu. Ai loc să tatuezi un trofeu pe brațul tău, pe pieptul tău? Ai loc? Craiova vole tanto, mai tanto, vădă-mea, un vincer, vădă-mea, 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 v
Sì, sì. C'è sempre posto, lo troviamo sempre, sì, sì, sì. Con sicurezza si găsește întotdeauna loc pentru un nou trofeu. Îți dorești titlul cu Craiova? Certo, è l'obiettivo di tutta la società e la squadra, sì, no, c'ha le capacità per fare, come sigur, ho detto prima, molto bene. Este obiettivul întregii echipe, întregului club, și are capacitatea să facă Craiova acest lucru. Cezar, care este poziția ce îți place cel mai mult? Unde îți place să, sau unde crezi că dai randamentul cel mai bun? Jogo mezzo ofensivo, come dico. Mijlocaș ofensiv, joacă mijlocaș ofensiv. Mi piace fare l'uno contro uno, ma non posso dire di più di me. Îmi place poi, să joc unul la unul, dar nu pot să spun mai multe despre mine. Poi loro devono dire come se le piace o no. O să zică apoi ceilalți dacă le place sau nu sistemul. Da, lui îi place de Mitriță? L-a văzut? Care este șeful, el sau Mitriță? Sì, sì, l'ho visto, sì, un giocatore bravo. Un bun jucător? E giovane, are calitate per far bene. Este un jucător tânăr, este foarte bun, este un jucător tânăr și are calități ca să facă bine. Dovete curarlo bene lui. Trebuie să aveți mare grijă de Mitriță. Domnule președinte, să mai așteptăm și la alte conferințe? Bine, conferințe despre meciuri. Cu aceeași temă. Cu aceeași temă. Adică prezentarea de jucători, să fim mai la obiect. De ce nu? În schimb, acum suntem concentrați pe meciul de joi, de integrarea cât mai rapidă a celor doi prezenți aici și nu exclud posibilitatea ca până la sfârșitul perioadei de transferări să mai existe și una sau poate două sosiri. N-aș vrea însă să dezvoltăm acest subiect. Vă cer în schimb permisiunea, ținând cont de programul extrem de condensat, în 5 ore deja o să fim în avion, iar ei în 15 minute sunt așteptați să înceapă antrenamentul. Dacă nu mai aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Facem clasica poză de grup cu prezentarea tricourilor, ca ei să poată să ducă în vestiar și să intre în antrenament, în ultimul antrenament înainte de plecare. Dacă mai există întrebări, niciun fel de problemă. Ok, vă mulțumesc. Thank you. Mateo. Un mare bravo pentru doamnă. A fost un Thank you.